Tante voi analiza rezultatele către Consiliul Local. Ținem cuvântul, după care o să începem, o să dăm președinție ordinară. Mulțumesc frumos. Da, așa cum se spune doamna președinte, o să spune doamna președinte, vă cer permisiunea să vă aduc la cunoștință o situație în care a cărui demers s-a început cu aproximativ 2 luni înainte, cred. Este vorba de solicitarea parohiei Red de construirea unei biserici în proporțiune din parculețul din Victor Babes de lângă Jisc, între blocurile din Victor Babes și magazinul Jisc. În urmă cu două luni aproximativ, Părintele Ursu a venit și a cerut o părere redată de construirea acelei biserici. La momentul respectiv am spus că dacă locatarii din zona respectivă o cer, vom analiza și vom încerca să venim în întâmpinarea dorinței oneștenilor din zona respectivă. Părintele a strâns semnături așa cum era corect, un număr de semnături. Imediat cum s-a apucat de strâns acele semnături, președintele Asociației Viziera ne-a adus la cunoștință că dintre locatarii din zonă foarte mulți nu-și doresc fracționarea parcului respectiv. Este vorba de 800 de metri pătrați din cei 2600 care are părculețul respectiv, că știți fiecare dintre dumneavoastră. Mai mult, acum 2 zile, ne-a trimis o adresă care v-am înaintat, o aveți și dumneavoastră, în care își exprimă, vorbește în numele asociației și a o parte din locatari, probabil nu toți, că nu locuitorii din zonă, mare parte, spune președintele asociației, că o mare parte din locuitori nu ar vrea fracționarea acelui parc. În urmă cu, după ce am primit aceste sesizări, am avut din nou o discuție cu Părintele Ursu. L-am întrebat și părintele de asta am și vrut să fie astăzi să mă contrazică dacă greșesc ceva. L-am întrebat pentru a încerca să liniștim lumea de acolo. De ce nu face biserica pe terenul proprietatea familiei din vecinătatea cimitirului Red? Părintele mi-a spus că la un moment dat, împreună cu tatăl, cu familia, au vrut să doneze o parte din terenul parohiei și să construiască biserica, iar la momentul respectiv, când am preasfințitul, s-ar fi opus, din spusele părintelui, că ori îl donează pe tot, ori nu e acord. Am pus mâna pe telefon, l-am sunat pe părintele protocol, l-am invitat la discuție, i-am prezentat situația, părintele Potopopul Domnul a spus că fără niciun fel de problemă, el care garantul în al preasfințitului că va fi de acord cu această variantă. Am fost fericit în prima fază că am liniștit treburile. După un timp, părintele mi-a spus că asta de vorbă cu familia și n-ar mai agrea varianta asta. În 2019, familia părintelui a donat 2 suprafețe de teren parohiei, a obținut un certificat de urbanism pentru a construi biserică în fața cimitirului Red, nu pe proprietatea alăturată. Au fost 2 alocări bugetare, una de 30.000, una de 100.000 pentru avans materiale, proiectare, avize, obținere de avize. Între timp înțeleg că pe terenul respectiv au fost respinse, au primit avize negative din partea unor furnizori de utilități, că cred niște conducte și nu se mai poate construi, nu se poate face construcție sau se poate face o construcție foarte mică pe respectiva suprafață de teren. Cam asta este povestea. Acum l-am invitat părintele să prezinte și părintele spune că sunt foarte mulți care și-ar dori. Și am zis să nu ne apucăm de muncit, să ducem până la un anumit moment
această acțiune și la urmă va ajunge tot în fața Consiliului Local, unde va trebui să primească votul pentru alocarea acestui teren sau darea în folosință parohiei. De asta vreau să apreciați și cumva să dăm un vot de încredere care nu obligă cu nimic, nu face parte din familie, nu e, din ședință, nu obligă cu nimic pe nimeni, dar să există o imagine a situației la... Nu e un vot ăsta. Nu e un Consiliu Local. Dăm un vot. Nu e un vot. Nu e un vot în Consiliul Local. Nu e un lucru în care politicul să-și facă imagine dacă merge în continuare cu demersurile sau face toate demersurile și la urmă se trezește că în Consiliul Local inclusiv eu voi da vot, cu toate că eu nu votez în ședință, dar nu mă dau într-o parte să spun că eu stau în spatele consilierilor locali și nu mi-asum ceea ce fac. Adică situația de față nu mă asum. Am punctul meu de vedere pe care îl voi exprima public și răspund în fața oameștenilor fără niciun fel de problemă. Adică n-am niciun fel de problemă să votez că nu e un vot. Este o chestie de principiu. E o problemă mai degrabă de diverse. Da, e problemă de diverse. Nici nu am făcut ședința de Consiliul Local. La început permisiune, nu face parte nici măcar din diverse. Este înainte de... Nu am început ședința de Consiliu, doar v-am prezentat situația să nu mă asum doar eu. Am zis că e corect să vină în fața dumneavoastră pentru că s-a creat această situație. Dacă nu exista repulsia din partea locatarilor din zona, președintelor de asociație, toți ar fi venit când ne dorim, să veneam în fața primăriei, să manifeste, vrem în centru la noi, biserică, nu ajungeam aici. Urmam demersul, îl puneam pe transparență, făceam toate procedurile. Existând această stare conflictuală, am zis că e mai corect să o prezentăm și încă o dată spun, dacă vom cădem de acord să dăm un fel de vot de încredere pentru construire sau nu acestei biserici, voi vota și eu cum îmi va dicta conștiința în fața camerelor, oameni vor vedea ce părere am și eu la situația asta. Adică nu mă scos în spatele consilierilor, zic că au votat consilierii într-un fel sau altul. Orice vot am dat, cineva va fi nemulțumit, clar. Dar trebuie să ne asumăm că de asta suntem aleși și n-am niciun fel de problemă să ne asum ceea ce gândesc. Părintele, dacă vreți să-mi spune, să prezentați... Trebuie să mă ridic? Nu, să pot să nu, nu, nici vorba. Da, domnule primar, doamnă președinte, dragi consilieri... Haideți jos ca să vorbiți la microfon. Domnul Dască, domnul Dască. Domnule primar, doamnă președinte, dragi consilieri, în primul rând Hristos a înviat. Poate mulți dintre voastre mă cunoașteți, numele meu este Florin Ursu, sunt preot ionești din anul 2016, preot numit la parohia Mal, iar din 2019, cu binecuvântarea mea prea sfânt Părintele Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, am fost numit preot paroc la parohia Red, parohie nou înființată, cu dorința a înaltea Sfințitului și a Părintului Protoiereu Ioan Bârdoanu de a construi o biserică în vecinitatea cimitirului care să deservească atât parohiei cât și un loc de pomenire pentru toți cei adormiți în cimitirul Red. Desigur, am început demersurile, așa cum a spus dumneavoastră, domnule primar. Familia mea a cumpărat două terenuri în aproximativ 600 de metri pătrați, două parcele, în anul 2019. Iar în decursul acelui an ne-am luptat cu alipirea, dezlipirea și toate procedurile de cadastru. Așa cum ați amintit, am primit și niște fonduri la sfârșitul anului 2019. Începuse pandemia, a începutul anului 2020. Atunci ne-am vorbit cu cei de la Compet să găsim țeava. Știam, în urma certificatului de urbanism, știam că există o țeavă de Compet pe acolo. Și când am început săpăturile, am fost
surprinși să găsim patru conducte sub acel pământ, conducte care la momentul achiziționării terenului nu am știut, nu am fost informați, nu am știut cum să îndeplinim toate demersurile. Acum, dacă aș mai construi, dacă aș mai cumpăra un pământ, știu ce am de făcut. Ne-am confundat cu aceste probleme, cu aceste conducte, două conducte de deranja, dintre care una anulată, una în folosință, o conductă de compact și una de gaz. În urma celor expuse, iată că din plână cu părintele Protopop și cu binecuvântarea pe Sfântului Părintele nostru Joachim, ne-am gândit la acest, la un alt loc de biserică care să deservească, după cum spuneam, atât comunității, atât credincioșilor din zona mal, ca să nu mai fie nevoit să meargă la celelalte parohii învecinate, cât și pentru cimitirul red. Și am găsit acel loc, consider eu, eficient, din mijlocul parohiei, pentru că știu foarte bine că nu numai în zona Dallas, ci și Oneștiul, predomină persoanele mai în vârstă, care, desigur, se deplasează mai greu și am considerat că este mult mai eficient de a construi o biserică în, aproape de credincioși, în sânul parohiei, care se deservească, după cum spuneam, interesele credincioșilor și cât de pomenire pentru cele peste 9.000 de suflete care odihnesc în cimitirul Red. Desigur, așa cum spuneați dumneavoastră, domnule primar, eu când am fost cu Molifta Paștelui, am adat niște semnături. Mulți s-au arătat încântați de faptul că în vecinătatea parcului se va construi o biserică și mulți s-au bucurat de acest lucru. Acum, niciodată nu putem ști realitatea, pentru că domnul de asociație cu șefii de scară, așa cum ați spus, au strâns și ei niște semnături sau poate probabil au votat. Din ce am înțeles și credincioșii mi-au comunicat, faptul că s-a spus greșit. Cum că parohia, biserica vrea să le ia parcul. Din 2600 de metri pătrați cât are suprafața parcului, 800 va deservi către biserică. Având în vedere că ne dorim ca biserica să fie o biserică de lemn, o biserică care, consider eu, care va împlini parcul și îl va înfrumuseța, nu aș dori să fac o delimitare, va fi totul la acea suprafață. Cu siguranță că printr-o biserică, printr-un altar de vară, printr-un foișor, printr-o grădină cu flori, copaci și așa mai departe, cu siguranță frumusețea parcului va căpăta o altă valoare și altă frumusețe. Acum depinde doar de noi, depinde de Dumnezeu cum va lucra în conștiința fiecăruia dintre noi și nădăjduim că să ducem la bun sfârșit aceste demersuri care ne luptăm, așa cum spuneați, de două luni, mai bine de două luni și poate cu ajutorul dumneavoastră și ajutorul Dumnezeu vom începe lucrările și poate de ce nu să le și finalizăm. Vă mulțumesc și Hristos a înviat! Da, dacă vrea cineva să intervină, cu plăcere. Sigur, e bine venit orice intervenție. Ziua, pe interior am văzut de la complet două conducte, una în folosință și una scoasă din spredăcele patru. Dar ce nu înțeleg de unde este, ce vreți să construiți biserica acolo? Pe locul de dată copiilor, luați o tărâne din acel parc, că 800 de metri din 2400, asta înseamnă? 2600. Nu mai contează foarte exact. De ce nu construiți pe terenul pe care l-are familia dumneavoastră, acolo în cimitir? Că aveți acolo un monument în cimitir. În zona respectivă, dacă îmi permiteți... Nu știu să și știu să nu, chiar nu știu. Zic. Da. În zona respectivă sau zona care va fi destinată pentru parohie, acolo este gol. Nu este niciun mobilier de parc, mobilier stradal, în afară de câțiva puieți de copăcei. Cred că nu înțelegem permite, pentru că fiecare are un interes diferit. Sunt alisatul interesul mișterilor, afirilor mișterilor, și parc înseamnă spațiul ăla, văd că nu doar construcție. Da? Haideți să vă gândim în același lucru. Dar vreau să-mi răspundeți la întrebare. De ce nu construiți biserica pe terenul pe care l-ai familia dumneavoastră? Că aveți acolo
Cred că aveți o suprafață mai mare decât actualul cimitir. Cred, nu știu exact. Exact cum am spus, este, nu este terenul meu, proprietatea personală, este un domeniu, este un subiect pe care eu nu pot să-l dezbat, este o, un bun al familiei care nu cred că și-are discuția la momentul respectiv. Bun, atunci de ce nu construiți prima dată, de ce nu încercați să terminați prima dată biserica de jos de pompier, ca toată zona aia de jos să aibă desenează? Pentru că motivația dumneavoastră de a merge în locuitor din Dara spune la cimitir, cred că sunt de 400 de metri, da? Nu cred că ar fi așa o mare problemă, ce fac cei după scala la Ciocușului, după Buciului, după Dacinii, că tot pătrinse și tot greu merg. Biserica de la, de la pompieri nu mă privește, suntem parohii separate, eu slujesc, domnul primar știe, slujesc în capela de la cimitirul Red, care și din ce am înțeles, capela se va renova, nu știu când, probabil de mers. Dar am aprobat 400 de lume, am putut de la da, capela este a protoierie. Părintele protocol, suntem trei bărbați în urmă, facem abstracție că sunt primar de preoți protocol, am anuncat în ochiul meu la altul și părintele protocol v-a garantat că la momentul finalizării lucrărilor, care cred eu se vor finaliza în această toamnă, nu va da capela să o să aveți grijă de ea, să o vreți, să faceți slujbe, să tot ce trebuie la capela respectivă. După ce vă face să arăte ca o bisericuță, nu nici la tot. După care, ați spus, ați ridicat problema distanței. Într-adevăr, la momentul ăsta nu este un trotuar care se ducă din Dallas până acolo. Eu vă garantez și mă ducem în chiar niște loc, până terminăm biserica, facem și trotuar acolo, până din Dallas până la biserică. Și mă asum măsura copiilor. Dacă asta ar fi o problemă de impediment care merge oamenii pe drum. Sigur, facem noi trotuarul înaintea ceremoniei bisericii. Mai mult, v-am spus, repet ce am spus și vă rog să mă contraziceți. V-am ridicat niște exemple. Eu merg la o mănăstire. Eu nu mi dau un merg la o mănăstire, că nu e, nu ăsta e subiectul. Mănăstirea s-a fost într-un vârf de dar. Avem o fată la mănăstire, din comunitatea care merge la mănăstire, vine de la Iași cu autobuzul, în fiecare duminică, se oprește la poalele dealului, urcă o oră pe jos la mănăstire, ajunge la mănăstire. Multe alte familii, cu membri ai familiei cu dizabilități, bătrâni care nu au venit o nouă mașină, vin cu autobuz, vin cu orice mijloc, până la în localitatea alăturată Lăneștiului, se opresc la poalele dealului, urcă pe jos. Numai cine nu vrea, nu ajunge la biserică. Dacă vrei să ajungi la biserică, ajungi la biserică și dacă e apa până la cât. Dacă nu vrei să ajungi la biserică, nu îți găsești orice motiv să nu ajungi la biserică. Eu întotdeauna, vă garantez susținerea mea totală, dacă vă hotărâți să faceți biserică pe locul în care l-aveți în familie, așa cum am spus la un moment dat, ați vrut să faceți, după care v-ați gândit, aveți toată susținerea mea și voi încerca să fac lobby și la Consiliul Local să vă susținem acest demers. Dacă consilierii vor aprecia astăzi că e bine să faceți în părbulețul respectiv, din nou aveți toată susținerea mea să facem toate demersurile posibile să se construiască, dar consilierii reprezintă întreaga comunitate, eu îmi voi spune și eu, dacă se va accepta din partea tuturor consilierilor un vot de încredere la acest moment, nu îmi voi exprima și eu vot, adică nu mă voi ascunde în spatele consilierilor, pentru că sunt o persoană responsabilă și oricare ar fi hotărârea care, din punctul meu de vedere, e clar că voi supăra pe cineva, ori o parte, ori alta, dar nu mi-asum, pentru că sunt o persoană asumată, nu am niciun fel de problemă în sensul ăsta. Dacă nu... Asta rămâne da, mulțumesc. Văzând adresa care a făcut-o Asociația de Proprietari din Ziera, președintele asociației, și dându-mi seama că acolo există o stare conflictoară între cei care vor și cei care nu vor, cred că motivul principal pentru că cei nu vor să se construiască biserica în acel corporent este faptul că familia dumneavoastră deține acea suprafață de teren unde ar fi oportun să se construiască biserica
ar fi un gest umanitar să ți-o dați dumneavoastră și vă rămâne biserica și locul din familie, până la urmă, dumneavoastră l-a administrat. Și mai trebuie să ținem cont și de faptul că există o lege a spațiilor verzi, a parcurilor, care revine un anumit metri pătrați pe cap de locuitor, cred că toți cunoașteți celebrul caz Parcul Borbei din București, unde Popoviciu este și acum fugar în Londra. Și n-am vrea ca noi, consilieri, să intrăm într-o problemă cu Isca, da? Că cedăm din spațiile verzi ale orașului pentru, chiar dacă pentru a se construi o biserică, toți suntem credincioși, toți suntem ortodoși, atât timp cât, v-am spus, starea copitoare există din faptul că toți locuitorii de acolo știu că dumneavoastră aveți în posesie acel teren, unde s-ar putea. Pentru a elimina starea conflictuală, eu n-am să fiu de acord cu poate construi biserica, acea dat noi primăria, acea 800 de metri din parc, și cred că ați avea o altă perspectivă și o altă apreciere din partea enoriașilor dacă dumneavoastră ați construit biserica pe terenul dura. Vă mulțumesc! Și eu vreau să spun. Astăzi dimineața nu știam ce vom discuta, că vom discuta acest aspect la ședința de azi. Și am fost un alt numit de locatari de acolo care au semnat pentru. Dar ei au semnat să se construiască o biserică. Nu sunt de v-ați dimineața. Faptul că v-ați dus atunci când v-ați dus în calitatea respectivă, oamenii au semnat. Și să știți că e sfârșit pe semnăturile astea la tuturor oameni. Oamenii de acolo nu vreau să luptam pentru prețoare. Și de-aia am semnat. V-au semnat. Au fost de acord, au fost de acord să se construiască o biserică, dar nu să ieșim așa din parc, că eu înțeles cum stă situația și eu înțeles realitatea, să știți că au altul de vedere. Dacă îmi permiteți, domnul primar este de față. Când am convenit pentru acel teren, domnul primar dumneavoastră a spus că veți extinde terenul, veți extinde parcul spre stadion. Adică există o posibilitate să extindem cu suprafața aia, exact. Dar să căutăm demersurile legale, dacă se poate, să luăm o fușiluță din... să relocăm cumva parcul în baza... Dar a fost o propunere, a fost o idee, nu asum că se poate și se poate aproba de Consiliul Local. Am înțeles. A fost o variantă ca terenul respectiv să se dea gardul jos. Dacă se găsește cadrul legal și se extinde spre terenul de fotbal. Haideți să lămurim câteva aspecte, dacă îmi permiteți. Sunt și odată, am 3 copii. Niciodată nu mi-aș dori ca vorba aia să văd interesul să fac o biserică dintr-un parc ca cei mici să n-aibă un loc de joacă. Niciodată. Le-am spus și credincioșul lucrul acesta. Soția mea vine cu cei 3 copii până la ret, merge cu căruciorul pentru că nu are permis. Și merge căruciorul de pe Bajura până la Red, e o distanță destul de considerabilă, dar asta e un alt punct de vedere. Bazându-mă, și a fost discuțiile, și cadastrul s-a făcut pe acea extindere a parcului, pentru că dacă s-ar putea extinde parcul, parcul va avea acea suprafață, va rămâne cu 2600 de metri pătrați. Dar având în vedere, ieri am aflat că nu se mai poate, deci pică această extindere a parcului, automat cu oamenii să sunt nemulțumiți. Trebuie să specificăm, biserica nu o fac eu pentru mine. O fac pentru comunitate. Ceea ce spuneați dumneavoastră, domnule primar, sunt complet de acord cu dumneavoastră. Oamenii se pot duce, sunt oameni care merg la Borzești, la Mănăstiri, la Bogdana, în Satul Catolic, la Maria Magdalena, merg peste tot. Știți cum e? Sunt avantaje și dezavantaje. Sunt avantaje dacă vrei să fii angajat în București, să lucrezi, ai multe avantaje financiare, dar alte minusuri, când stai în Onești, iarăși sunt avantaje și dezavantaje. Nu le puneți pe astea în balanță. Eu am venit aici cu o propunere. Dumneavoastră faceți ceea ce poziționă la pozitivă. Mai am o întrebare. Am contractul de donație în față. Dacă puteți să mă lămuriți într-o... Nu am reușit. Am încercat să-mi sun și pe domnul notar să-mi traducă ce a avut în vedere când a făcut această... când a introdus această frază în contractul de donație. Spune, donația se face în vederea construirii bisericii cu hramurile Duminica Sfinților Români și Sfântul Cosma și Damian și a cimitirului parohial aflat în vecinătatea terenului bisericii, ce va fi administrat de preotul Ursul Ion și urmașii lui.
Ce s-a vrut, ce s-a avut în vedere când s-a introdus această frază în... Nu știu ce donație aveți acolo. Donația pe terenurile, cele două terenuri pe care ați vrut să faceți din fața cimitelui Red, pe care ați vrut, ați luat certificat de urbanism să construiți biserica. E vorba de un teren în suprafață de 187 de metri pătrați și un teren de 314 metri pătrați, 500 de metri pătrați. Iar în actul ăsta de donație este această frază care nu am reușit să o înțeleg care e legătura cu cimitirul, ce cimitir să administreze. Nu suntem noi care donează. Dar nu, v-am întrebat doar dacă știți ce s-a făcut. Nu știu ce a fost, ce s-a specificat. Mai spune și încă o dată. Donația se face în vederea construirii bisericii și a cimitirului parohial aflat în vicinitatea terenului bisericii, ce va fi administrat de preot Ursul Ion și urmașii lui. Despre care cimitir e vorba? Putem să o luăm ca fiind o donație cu sarcină și executarea sarcinii. Și mi s-a părut tot asta, am înțeles din asta, de asta am sunat pe domnul notar. Adică donația în care nu se realizează, se anulează contractul de donație. Eu cred că am alocat destul timp în ultima de aceste chestii. Nu cred că... Înțelege cineva ceva din asta? Poate sunt aprivați și alții. Nu vreau să spun asta, pentru că juridic nu putem înțelege altceva. E clar că este o donație cu sarcină din punctul de vedere. Există o sarcină care este pentru contract de executare acesteia, are sarcină. Nu face obiectul discutit de asta. Îmi pare tare rău că s-a propus, adică trebuie să discutăm asta în Consiliul Local, cred că era... Dar nu știu cum putem să o discutăm altfel, adică e o chestie de interes... Puneștiul are foarte multe nevoi și foarte multe lucruri de rezolvat în mod urgent. Biserica, construirea unei biserici, o chestiune mai puțin urgentă. Avem aproape 30.000 de locuitori, 5 biserici ortodoxe și 2 biserici catolice, care de multe ori sunt goale. Cred că trebuie să ne preocupe cu totul alt lucru și dacă dumneavoastră aveți un teren, părinte, și știți că vă poartă respectul și vă cunosc de când erați copil și știu că ați putea face o lucrare cât se poate de frumoasă, atâta timp cât există locuitori pe cartierul acestuia care se opun construirii unei biserici acolo, înseamnă că ați avea probleme ulterior dacă s-ar face. Sunteți suficient de maturi și înțelept ca să luați decizia de a face biserica într-un loc în care s-ar bucura absolut toată lumea de această lucrare. Am fost invitat aici, n-am venit de nevoie. Nu, așa am considerat normal. Nu puteam să iau singur o hotărâre. Eu îmi exprim părerea că vedeți treaba asta, punctul de vedere, dar nu puteam să iau o hotărâre singură, de asta suntem aleși cu toții să putem... Dar haideți să mă precizăm ceva. Da. Bisericile se fac din banii tuturor domnișterilor, pentru anumite zone. Da. Deci precizam asta aia și ați început foarte frumos și foarte duios cu soția și 3-5 copii. Dar părinții deja ați jucat vreo etajul 4 cumpere până acolo. În condițiile în care știu sigur că nu aveți doar o mașină în familie. Adică eu înțeleg că e ok, eu înțeleg că astea haideți să prioritizăm resursele și să vedem exact ce trebuie să facem în ceea ce o intenție laudabilă a părinților, noi ajungem că inoportună să ajungă în discuție, ajungem aproape ca fiecare din noi să-l certăm pentru intenția asta bună. M-am spus, dacă n-ar fi existat celălalt de adresă din partea președintelui de asociații, dar la mine când vine o adresă din partea președintelui unei asociații, o iau ca și din partea asociației respective. Că dacă președintele asociației pune ștampilă pe o adresă în care nu reprezintă voința locatarilor, își asumă și riscă, poate avea riscul a doua zi să fie schimbat, dacă nu reprezintă. Exact asta zic. Clar că a luat majoritatea, din punctul meu de vedere, așa văd, dacă și-a asumat să pună o ștampilă și să spună că a convocat CEX, că a convocat președinții de scări, e greu să cred că ar face ceva împotriva majorității, că a doua zi ar fi schimbat din asociația respectivă. Bun, poate nu a doua zi, sunt niște demersuri, dar se poate schimba dacă 90% din asociație și-ar fi dorit biserică și ar fi venit președintele să pună ștampilă. Dar poate și președintele asociației și-ar fi dorit să fie biserică, dacă... Dar nu știu, nu ridicam problema, nu veneam în fața dumneavoastră, am ajuns... Ca o concluzie, noi vom susține construirea unei biserici, atât timp cât nu va fi afectat acel parc, votați o altă zonă și locatarii să fie de acord. Da, din punctul meu de vedere și eu concluzionez.
dacă vă hotărâți împreună cu familia, să donați o bucățică de teren, așa cum ați zis inițial că ați propus în urmă cu câțiva ani preasfințitului, reveniți la gândul de acum câțiva ani, aveți tot sprijinul meu și mă voi da peste cap să funcționeze totul cum trebuie și vă facem și aleia. Ia, nu vă dată, spun aleia până la cimitir să nu vină oamenii de jos cu căruțul. La o altă locație, să nu condiționăm această donație a familiei pentru funcționarea bisericii. Da, nu se poate va duce terenul, ci crede cuvinte. În momentul în care găsești un suprafață teren care este oportună pentru construirea bisericii, din toate punctele de vedere, atunci susținerea este totală din partea noastră. Acum, mai votați pentru... Asta e discuție. Da, eu v-am spus că aveți punctul meu de vedere, n-am niciun fel de problemă să nu-l asum. Dacă toți s-au spus toate punctele de vedere, cred că n-are problemă. Cineva are altă variantă, vă rog, luați cuvântul și spuneți, cum credeți că mai corect. Mulțumesc și eu, mulțumesc. Ne pare rău dacă lucrurile poate s-au dus într-o direcție pe care n-ați avut nevoie în acea de Consiliu, să apreciez efortul care face și te puteți să fie în forul comunității. Mulțumesc. O zi bună. Ce scuze dacă... Am deranjat cu acest punct, dar nu puteam să mi-l asum singur. Îmi asum ce vorbesc, dar nu puteam să mi-l asum singur. Așa. Mulțumesc, Denis. Deschidem lucrările ședinței ordinare din data de 9 mai 2022. Cunoașteți proiectul ordinii de zile prin convocare cu suplimentările propuse? Da. Sunt observații la ordinea de zi, cu toate suplimentările. Dacă nu sunt, spun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Avem unanimitate. Intrăm în ordinea de zi. La primul punct avem proiectul de hotărâre privind desființarea serviciului public, direcția de utilități publice a numei Domnului Domnului. Așa că am secretar general pentru a citi rădată la primară. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 10/2020, Consiliul Local a aprobat difuzarea și organizarea în ordinea Consiliului Local la serviciul public, Direcția de Utilități Publice al Municipiului Rănești, o instituție publică cu personalitate juridică, dar în cadrul acestui serviciu nu au fost realizate activitățile prevăzute în regulamentul său de organizare și funcționare, nu a fost angajat personal conform reglementării statului de funcție și nu a fost dat pentru folosirea de la statului situatului de funcție la 23. Față de cele mai sus precizate, măsurile de reformare și proiectul de hotărâre privind desfințarea serviciului public, Direcția de Utilități Publice al Municipiului Rănești, conform prezentat. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia 4, vă rog, avizul. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții la marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu avem, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre privind aderarea Comunei Zecele la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. În cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Comunei Nicolae Bălcescu, județul Constanța. Da, da. Are cuvântul domnul secretar general pentru referatul de aprobare. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța este organizată și funcționează potrivit legii statutului, respectarea prevederilor legale de domeniu. În adresa mai dată, Asociația solicită aprobarea aderării UAT Nicolae Bălcescu, județul Constanța, la Constanța. Potrivit articolului 10 din statutul de asociație, asociația poate accepta noi membri cu acordul asociațiilor și cu încheierea unei tradiționale a prezentului statut, prin care noi membri sunt menționați în preambulul statutului. În numele membrii reprezentate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre vă va prezenta. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentanții comisiilor numărul 1 pentru aviz. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
avem iarăși unanimitate. Trecem la proiectul numărul 3, la ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării hotărârii Consiliului Local numărul 77 din 30 mai 2017, privind stabilirea modalității de gestiune, aprobarea studiului de oportunitate, a delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare către Secera Așa S.A., aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și de canalizare, a listei bunurilor aferente a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a proiectelor de sarcini ale serviciului. Sau cuvântul domnului secretar general pentru reprezentarea aprobare. Prin convenirea Consiliului Local 77 din 2017, s-a stabilit și predarea bunurilor de domeniul public și privat al municipiului Ionesti, aferente sistemului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, care vor fi gestionate prin programul de delegare de Secera Așa S.A., până ce propun sistemul de utilități publice aferente serviciului utilizate pentru furnizarea testarea acestuia. În urma analizei efectuate de Comisia de Minte de Anca de Vrească, pe efectuarea actualizării inventarului s-a ajuns la confuzia prin protestarea tehnică a mijloacelor fixe, de caracterul complex al instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice pe care se realizează serviciul public de alimentare, plată și canalizare, și caracterul foarte rapid al realizării bunurilor predate de asecerea pe canalul SA, se propune ca lista bunurilor să poată fi actualizată și supusă aprobării Consiliului Local, ori de câte ori este necesară realizarea inventarierii interesului de condiții de mii de ani de lucru. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre, dacă avem. Dacă nu avem, trecem la vot. Cine este pentru? Trecem la următorul proiect al ordinii de zi, proiectul numărul 4, proiect privind aprobarea planului anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență de anul 2022 în municipiul Ponești. Domnul secretar? Planul anual și de perspectivă pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare destinate prevenirii și gestionării situațiilor de urgență reprezintă documentul care cuprinde riscurile potențiale identificate la nivelul municipiului Ionești, măsurile, acțiunile și resursele pentru managementul riscurilor respective. Acest plan anual se elaborează în scopul planificării măsurilor specifice pentru reducerea riscurilor asupra sănătății populației, calității faptelor de lemn, calității bunurilor materiale în caz de evenimente deosebite. Față de cele prezentate, supunem de aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Pentru aviz, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu avem discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe în vederea repartizării locuințelor sociale destinate închirierii în municipiul Onești. Dau cuvântul domnului secretar general. Potrivit prevederilor legale în vigoare, locuințele sociale ce se administrează prin grijă autorităților administrației publice locale se active unei persoane sau familia care o situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile vieții. În vederea soluționării cererilor privind repartizarea unei locuințe sociale, autoritățile municipale au obligația de a aproba în alt proiect în baza cărora se repartizează locuințele sociale, actele justificative necesare, care însoțesc cererea și locul de primire al cererii. Alții de reprezentate, vă rog să aprobați proiectul de prezentare. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul reprezentanții comisiilor. Numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 3. Aviz favorabil. Și numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Dacă nu avem discuții, îi supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 6 al ordinii de zi, de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare plată în municipiul Ionești. Dau cuvântul domnului secretar general pentru o prezentare pe această aprobare. Avenirea de la cuvânt parcările amenajate de groază în municipiului Ionești sunt parcate rulote de moci care pe locul de parcare și operelor proprietari solicită găsirea unor soluții de amenajare a spații destinate în aceste și ținând condiționalitățile registrate de procesul procedurii de eliberare a abonamentelor
abonamentele roturilor de tratare de multimoane este necesară adăcarea unui nou regulament de organizare și funcționare a sistemului de tratare de stat de municipiul Ionești. Domnule de cele prezentate, se vede o oportună adoptare a decretului local a proiectului de hotărâre de stat și la stat de regulament. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul Comisiei Ioași. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Avem discuții pe marginea proiectului de hotărâre? Eu, da, domnul președinte. Mă rog, domnul președinte. Aș vrea să depun un amendament. Articolul 11, aliniatul C, în momentul de față sună așa. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie în proprietate, achiziționate de gen vizin, sau dacă în folosință de către proprietar, să fie înmatriculat în România și să aibă inspecție tehnică periodică valabilă. Faptul că solicităm să dăm locul de parcare proprietarului sau celui care obține mașina în viză este perfect. Am o problemă cu datul acesta în folosință, care a dus la o practică mai puțin ortodoxă pe teritoriul Oneștiului și a dat posibilitatea unora să-și parcheze 2, 3, 4 cât pe mașina ei și unora să rămână pe din afară. Dar tarea asta în folosință se practică așa, se face un contract de comodat și cu el se vine să se ia locul de parcare. Și unul e proprietar de apartament, care conform regulamentului ar avea locul, ar avea dreptul doar un singur loc, parchează de la 2, 3, 4 mașini și ceilalți rămân pe din afară. Am propunerea să scoatem din regulament dat în conștiință și locul de parcare să fie de la pentru proprietar sau construința achiziționată în regimism. Adică să sună așa, articolul cei cu amendamentul propus. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie în proprietate, achiziționat în regimism, să fie matriculat în România și să rețină inspecție privată în perioada de valabilitate. Mulțumesc! Vă rog, discuții pe marginea amendamentului. Dacă îmi permiteți, amendamentul dumneavoastră ar trebui să se refere la persoane fizice și nu la persoane juridice. Dar la persoane fizice. Da, așa da. Fiindcă noi am depus acest această prevedere, referindu-ne la darea în folosință la persoane juridice. Că se atribuie mașină de serviciu, locuiește pe raza localității și trebuie să-și folosește acea mașină. Deci dacă e ok numai pentru persoanele fizice, da, dar dacă e și pentru persoanele juridice, nu considerați dumneavoastră. Am o precizare asta. Nu, dar atunci suntem exact în aceeași situație. Cele contracte de comodat de persoană fizică, cele care au folosință de persoană juridică, adică e același lucru. Eu am făcut precizări. Dumneavoastră stabiliți. Ideea este să respectăm ceea ce scrie în regulament, ca pentru unul apartament, ca pentru unul mobil, să se aloce un singur loc de parcare. Să aibă acces cât mai multe persoane. Așa e normal, așa e corect. Da, dar locul acela de parcare poate fi acordat atât pentru un autovehicul care este proprietate personală, atât pentru un autovehicul care este dar și către unul pentru un autobuz care este închiriat sau dat în comodat. Exact ce v-am explicat mai devreme. Dacă nu lichează de două ori, în situația asta se elimină de ce puțin discriminatorii. O persoană care are o mașină de serviciu vine și nu are unde să o parcheze, că vine cu ea în casă, situația asta și nu are mașină proprietară personală, în situația asta, nu are unde să-și parcheze mașina. O să intre situația aia care ziceți dumneavoastră, dar haideți să nu ne ascultăm de după deget și haideți să vedem realitatea așa cum este ea. În momentul acesta, în momentul acesta, numește asta se practică. Acum, ce hotărăște Consiliul, asta e, vom aplica, dar să nu ne facem că nu vedem unde trăim și în ce condiță lor anormal să închiriesc pe un număr de mașină și să parcheze altă mașină. Eu știu la ce vă referiți. Dar nu este de număr de mașini. Este faptul că eu am trei mașini, da? Fac două contracte de comodat cu vecinul meu și parchez numărul de mașină pe ce mi-a locație. Dacă nu parchez trei mașini și vecinul meu care se mută acum în loc, stă și se uită că nu are să parcheze mașina. Asta vreau să spun. Știu, o să încerc să dovedesc sau în zâmbă nu vreau să spun zâmbă. Nu, e pertinent la explicație. Dacă dumneavoastră știți că
două mașini matriculate pe aceeași adresă. În secunda 1, eu reziliem, deci nu sunt nici în care discuții. Nu, nu dau seama la situație. Nu sunt două mașini pe aceeași adresă. Da? Sunt acele, de același. De la o firmă închiriază la două persoane și mai mult. Și au fost date mașinile și... Da, are logică ce spune. Dacă se întâmplă așa, e tot normal. Nici noi n-avem cum să... Situația spusă de domnul consilier este una, adică, destul de actualitate. Este una de actualitate și este o problemă reală. Însă nu am convingerea că asta este, că asta este rezolvarea, acest amendament ar fi rezolvarea acestei probleme. Pentru că revenim exact cumva la, revenim cumva la discuția care am avut înainte de ședință, bine, făcând o paralelă puțin mai, mai neortodoxă, ca să înțelegeți exact la ce mă refer, unde avem o parte de oameni corecți care doresc parcul și o parte de oameni care doresc biserică. Avem și acești oameni care, într-adevăr, folosesc, sunt contract de comandat și au dreptul să obțină această proprietate pe care noi eliminăm, eliminăm posibilitatea de a obține acest loc de parcare. Eu încurajez pe această cale oamenii, dacă cunosc astfel de situații, să ne le aduc la cunoștință și cu siguranță le remediem noi, în cazul primăriei. Da. Se poate dovedi sau se poate ridica. Acum, pe bună dreptate, corect, se poate întâmpla ceea ce spuneți dumneavoastră, domnul consilier, dar e și un pic anormal de cei cinstiți să-i afectăm. Cred că mai degrabă ne-am concentrat pe cei care încearcă să ne înșele vigilența, adică pe cei care se vorbesc. E foarte greu, pentru că e greu să facă o reclamație pe care nu o pot dovedi. Nu, dar ce nu și încercăm noi să o dovedim? Avem o colaborare cu președinții de asociație, care nu colaborează. Nu, nu este greu, domnul consilier. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că în familia cu tare se plimbă cu mașina doi membri a familiei și sunt parcați pe două locuri în aceeași incintă, lăsați-mi pe noi că știm noi să dovedim. Nu mai aduceți la cunoștință. Că... Nu aveți să se face domnul. Conform regulamentului, este proprietarul chiriașului imobilului, trebuie să-i dați locul de parcare. Merge în instanță și-l obține dacă nu. Putem pune o ca și excepție. Ca și idee. Se poate pune o pe viitor, se poate pune excepție de la atribuirea locului de parcare pentru cei prin comodat, care au contract prin comodat, ca cel care este proprietar să nu locuiască în același imobil. Și cred că este foarte simplu. Proprietarul deține o locuință în același imobil, nu mai poate cum da, nu mai poate locul vecii și nu mai poate locul vecii. Nu mai poate locul vecii și nu mai poate locul vecii. Da, trebuie așezat. Adică undeva se poate umbra. Avem și bacterii așa cum este și să ne focuzăm pentru ce nu se numără. Exact, exact. Ideea este bună pentru că situația se întâmplă în practică și am vrea să nu avem un vedere din nou. Dacă îmi permiteți, o să apară o altă problemă dacă încercăm să limităm acest aspect. Ideea domnului consilier a fost foarte bună. Dacă deține un alt loc de parcare, e clar că nu-i mai dăm pe comodat. Dar o să mutăm mașinile din parcare, din parcările rezidențiale în parcările publice. Este același lucru. Este la cu domnul Anastasiu și să nu vă supărați pe mine, că cred că avem aceeași vârstă. Nu mă calcăm oamenii ăștia tineri unde noi declarăm că ne dăm peste cap să-i aducem la Gonești. Noi ăștia am vrut să am putea să avem locul, să avem casă, să avem locurile de parcare, nu avem nicio problemă. Dar o familie tânără care își cumpără apartament pentru un anumit imobil, și poate au și doi sau trei copii, cum zicea părintele meu înainte. Și nu au unde să-și parcheze mașina. Și trebuie să vină să-și aducă și cumpărături și copii, fie mama aia copii. Cum procedează? Nu înțeleg situația, dar haideți să vedem acolo unde trebuie. Haideți să facem, să trecem de unde nu vorbim. Și un pic delicată situația. E clar că ar trebui să ne concentrăm pe speța care a ridicat-o domnul consilier și să găsim o cale să-i facem pe cei care încearcă să se sustragă sau să găsească diferite articole în care au oprit cumva hotărârea Consiliului Local
Dar în aceeași măsură nu putem să-i considerăm pe toți infractori sau contravenienți că... Rămâne o anumită analiză. Băi, cum să votăm acum pe amendamentul? Dar în cazul în care nu trece amendamentul, totuși trebuie să clarificăm problema asta, să gândim împreună și să înlăturăm situațiile astea. În momentul în care se cer formul, ultima oară trebuie să ne asumăm în fața meșterilor și să ne la cameră situația. Cu pregătăm să ne oprim. Domnul consilier, avem posibilitatea să putem să o coafăm în așa fel încât să fie bine pentru noastră. Trebuie să mă dau niște, domnule. Nu, trebuie să mă dau niște, domnule. Domnul consilier, în momentul în care haideți să mă dau niște, aștept de la dumneavoastră în situația și mă dau în cameră și... Dar nu puteți să-mi cereți mie, că n-am vrut să vă dau o asemenea stație, domnule. Există și știți, probabil că o știți din practică, dar nu dați mai multe pe ei. Dați-mi un nou și ce să mă ajută să avem poliție locală, să încerc să-mi s-o dobejim. Spune că a fost amendamentul domnului Ciucăreș, cine este? Permiteți ca să nu greșim, ca să dau citirea amendamentului, dacă l-am înțeles bine, să nu scriu greșit. Dați voi? Domnul Ciucăreș, vă rog să mă urmăriți să mă corectez dacă greșesc. Deci, articolul 11 aliniatul 1 litera C va avea următoarea formă pe amendamentul dumneavoastră. Autovehiculul pentru care se solicită abonamentul să fie într-o proprietate, achiziționat în regim leasing, dispare sintagma sau dat în folosință de către proprietar și în continuare merge să fie matriculat în România, să dețină inspecție tehnică periodică în perioada de valabilitate. Supunem la vot amendamentul domnului Cipoieșu. Cine este pentru? Cinci voturi. Cine este împotrivă? Abțineri? A doua abțineri. Amendamentul nu a trecut. Și două aici, cum văd de două mii, nu trebuie să facem abținere, da? Abținere, da? Abținere, da? Nu, eu zic ceva mai în clasă, facem... Deci două abțineri jos, da? Șase abțineri. Nu a trecut amendamentul, dar asta nu înseamnă că chestiunea pe care a ridicat-o e o chestiune care rămâne. Rămâne, 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 rămâne. Și insist, dacă identificați, dați-mi... Nu trebuie să-mi dați oare oficial pe găsire. Dați-mi la cine e cu situația și... Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Abțineri? Avem două abțineri. Împotrivă? Trecem la următorul proiect al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară ale imobilului Spitalul Municipal Sfânt Ierarh Dr. Luca, situat în strada Perfilului numărul 1, municipiul Ponești. Domnul secretar, domnul secretar. Spitalul Municipal Sfânt Ierarh Luca Ponești ne comunică faptul că două imobile construcții, respectiv cel unui teren sport și cel doi bospeare, situat în cita Spitalului Municipal, nu mai sunt funcționale, nu mai fi necesare activități specifice. De asemenea, conform procesului legal de constatare, imobilul CFC2, afacerea de stare a spitalului, sunt în stare avansată de degradare. Ținem cont de cele prezentate, vă spunem că analizul și aprobarea de studiul local, proiectul de hotărâre în care am prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuți pe marginea proiectului de hotărâre. Nu avem. Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Unanimitate. Trecem la următorul proiect al ordinii de zi. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectului serviciilor notariale specifice operațiunilor de alipire a unor imobil de teren în proprietatea municipiului de Ierarh, în vederea individualizării prin numărul cadastral propriu. Domnul secretar general, proiectul de imobile ce fac obiectul proiectului de hotărâre pentru serviciile notariale specifice operațiunilor de alipire sunt situate în Ierarh, municipiul Ierarh, fără general Radu Rosetic, numărul 4, vestul Bacău, identificate pe numele cadastrale individuale, proprietatea municipiului Ionești. În scopul reglementării și asigurării în evidență exactă și complete a situației juridice a imobilului,
ce derivă din alubirea terenurilor supra-menționate, este necesară să se aprobă serviciile notariale specifice. Având în vedere cele menționate, propunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, comisiile numărul 1. Aviz favorabil. Numărul 4. Aviz favorabil. Avem și avizul comisiilor, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supunem la proiectul de hotărâre și vedem pentru. Trecem la următorul proiect de ordine de zi, proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unor terenuri, proprietatea municipiului Ionești, are cuvântul domnul secretar general pentru acest proiect. Prin hotărârea de Consiliul Local al Federației, a fost activită sub forma concesiunii și proiecte de terenuri menționate în documentul înaintate. Ținând seama cu solicitările legislative la primăria urmei, se propune transmiterea dreptului de concesiune cu forma proiectului menționate. Avem în vedere cele prezentate, să punem spre analiză și absorbare, pe suplimentat proiectul de hotărâre. Raportul de specializare a fost prezentat. Reprezentanții comisiilor de specialitate, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Dacă nu avem să spunem la vot proiectul, cine se prezintă? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor mijloace taxe și aprobarea actului adițional la procesul de fază de dare primire numărul 17054 din 18 august 2010, partea contractului numărul 16886 din 18 august 2010, de delegarea gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat, către SECERI DPT Onești S.A. Are cuvântul domnul secretar general pentru o prezentare de la hotărâre. Municipiul Ionești a achiziționat un aspirator urban pentru asigurarea intervenției rapide și eficiențe pentru realizarea activităților de sanitizare și utilizarea căilor de circulație. Vederea realizării obiectivele stabilite, contractat cu realizarea gestiunii, aici este unul de administrare de public și privat, să găsi ce domeniul public. Propunem darea în administrare, în mijlocului fix, aspiratorul urban pentru această societate, precum și a 10 stații de autobuz. Vă supunem pe analiză și aprobare proiectul de hotărâre de la prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului de hotărâre. Nu avem. Trecem la vot. Cine este pentru? Avem unanimitate. Trecem la proiectul numărul 11, proiect de hotărâre privind confirmarea apartenenței la domeniul public pentru unele imobile terenuri situate în municipiul Ionești, înscrise în provizoritatea funcțională. Prin hotărârea Consiliului Apelare a fost aprobată modificarea și completarea inventarului și domeniului cel totul de domeniul public al municipiului. Limbele din acest imobil a fost înscrisă provizorul cartea oficială. Pentru distribuirea de dintre cartea oficială, așa cum este proprietate publică, este necesară confirmarea apartenenței la domeniul public imobile și ani menționate în proiectul de hotărâre. În cazul cele menționate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre. Raportul de specialitate a fost prezentat. Reprezentanții comisiilor, avizul la comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu avem, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 12, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raporturilor de evaluare pentru unele bunuri aflate în proprietatea municipiului Ionești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico-operative a acestora. Are cuvântul domnul secretar general pentru prezentarea declarației de aprobare. Prin hotărârea de consiliu anterior au fost atestate bunuri imobile terenuri la domeniul public și privat al municipiului Ionești. Acestea au fost înregistrate în evidența contabilă cu valoarea 0. Pentru a stabili o valoare justă a acestor terenuri, s-a făcut la carte de evaluare de către expert evaluator autorizat în modul aprobat. Pentru aceste motive, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Vă rog, poliția 1, avizul. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt discuții, trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de dare și folosință gratuită a imobilului situat în strada 8 martie numărul 24, cu destinația școală pentru nevoi speciale, către centrul școlar pentru educație inclusivă numărul 2 Comănești, filiala Onești. Având în vedere solicitarea centrului școlar pentru educație inclusivă numărul 2 Comănești, filiala Onești, referitoare la prelungirea datului contractului dar în folosință gratuită a imobilului situat în strada 8 martie numărul 24, cu destinația de școală pentru nevoi speciale,
ținând cont de faptul că legii școlii de sfârșoare pot fi folosit în orice comun în care vreți și abordare posibilă toată pentru că vă trebuie de la prezentare. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Discuții pe marginea proiectului? Nu avem. Supunem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile terenuri, proprietatea municipiului Spănești. Are supunem la secretar general pentru că a putut aprobare. Bunurile imobile aparțin domeniului public sau privat de interes local al municipiului pentru că cei amfitrionari s-au afiliat de funcționare publică în totalitate de legislația în urmă. Închirie, reacțiile a fost din de interes aplicat pe municipalitate cu valorificarea întregarea de posturi și sau toate de construcții, proprietatea publică, precizări cerințe de orașului. Ca urmare celor expuse mai sus, conform prevederilor locului administrativ, propunem spre analiză și aprobare și proiectul de hotărâre de urmă prezentație. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiilor, vă rog, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții aveți în marginea proiectului de hotărâre? Nu avem discuții. Trecem la vot. Cine este pentru? Trecem la proiectul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești la unor bunuri imobile. Având în vedere proiectul de zonate pe secetajul de S.A. Constanța, există necesare ca terenul de proprietate publică în municipiul Ionești, afectat de lucrări, să fie încărcată la domeniul public. Nu de ce fac obiectul de acum la testării apartenenței public, al municipiului Ionești, în vederea scrierii dreptului de proprietate în cartea financiară, sunt situate scenogram și scenogram localității, identificate de planul de amplasament și delimitare. Având în vedere cele menționate, propunem de adoptare proiectul de zonate de proprietate. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiei, comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumim. Observații pe marginea proiectului? Nu avem. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Următorul proiectul numărul 16, proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Ionești a unor imobile constituite din terenul și fără construcții, de la domeniul avilanul municipiului Ionești. Domnul secretar, vă rog. Imobile ce fac obiectul supunerii de preluare în proprietatea privată a municipiului Ionești sunt situate în interiorul localității, identificate prin plan de amplasare și delimitare. Aceste imobile au fost interiorate, delimitate și profilate ca urmare o cerere de obiecte de persoane fizice sau juridice, având ca scop aplicarea la licitații publice în vederea concesionării sau utilizării terenurilor propunerilor realizate pe acestea. Având în vedere cele menționate, propunem aprobarea prezentului proiect de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, are cuvântul reprezentant comisia. Comisia nu mai disfavorează. Mulțumesc, comisia numărul 4. Aveți favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu avem, trecem la vot. Trecem la proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea de către primăria Ionești a competiției de handbal Cupa Ionești, ediția 2015. Are cuvântul domnul secretar. Turneul de handbal Cupa Ionești este deja o competiție de tradiție în municipiul Ionești, aceasta ascunsă deja la ediția 2015. Anul acesta competiția se va desfășura în perioada 25-29 august, la care vor participa mai multe categorii de copii, fiți de vârstă. Această competiție urmărește pe jucarea spiritului de competiție și crescui a tinerilor practicași ca generației sportului. Pentru aceste copii, vă propunem să aprobați suma de aproximativ 15 milioane de euro în bugetul local pentru finanțarea acestei activități și aprobarea proiectului de vorba prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisiile, vă rog. Comisia mai ales favorabilă. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu ați voi, doamnă președintă, mai multe chestii de procedură. Vor fi premii acordate celor care participă în bani? Nu vor fi premii acordate în bani, doar diplome, medalii și cupe. Nu. Am înțeles. Să nu... Iată cam în aceeași. Mai mult ca sigur, băiatul meu va participa în competiția asta, să știu dacă...
Deci nu participați. Nu participați. Nu, că vor fi cupe de premiere, medale, bani și trofee. Poate pot fi considerat de șase la bună. Da, ok, deci nu participați. Deci în colectiv, pe echipa e trofee pentru jucători, se acordă 200 de lei. Știu din experiență că la aceștia sunt șapte grupe, am înțeles, șapte grupe diferențiate de vârstă. Se acordă la fiecare grupă titlul de golgeter, sunt șapte golgeter, titlul de cel mai bun portar, sunt șapte portar, titlul de cel mai tehnic jucător sau jucătoare, șapte. Fără 200 de lei, cred că este puțin pentru a premia acești numbani în obiecte sau cum mă credeți dumneavoastră. Aș propune să mărim puțin, cel puțin cu... Măcar să fie 2010, să fie împărțit la 7. Da, păi 7, 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 se plătește. Se vor arbitra cu profesori și arbitri din zonă. Cer să se mărească cu 200 de lei pentru cei 7 cogete, cel mai bun portar, cel mai bun. Nu, calculul a fost făcut, domnul Păsfier, și suma e ok pentru, da, e okay. Inclusiv pentru tricouri personalizate. Am văzut, asta am văzut. Deci nu trebuie. Dați la 7 de minute. Cine este pentru? Da, da. Cum menționați domnul Agrabi, nu v-ați discutat. Trecem la proiectul numărul 8, care este proiect de hotărâre privind organizarea și finanțarea conceptului de muzică folclorică și susținut de Corala Armonia. În prezentul proiect de hotărâre se propune organizarea și finanțarea de la bugetul local al municipiului Mecea, ca și de muzică folclorică și susținut de Corala Armonia, și mai recit pe municipiul Mecea, și raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia online s-a vorbit. Discuții la marginea proiectului? Avem un copil la... Nu vede cineva că un copil la... E corona din prăstață, dar nu vede la prăstață. Nu vede la concesă. Sau ne pot. Dacă nu se discuții, vă rog să vă pot la poate la pecine și pentru. Să știți, e greu de răspunsul. Însă, lăsăm la 19, la finalul ședinței problemele de interes local, trecem la proiectul 20, hotărâre privind acordarea normei de plan personalului Direcției Publice de Poliție Locală Onești. Conformitate cu prevederile legale din vigoare, autoritățile administrației publice locale pot acorda în lista bugetului aprobat prin hotărârea Consiliului Local, norma de plan personalului Poliției Locale. Posibilitățile menționate, respectarea atenției și aprobare proiectului de hotărâre și normele de la NOCA. Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Comisia a avis favorabil. Discuții pe marginea proiectului? O întrebare, dacă deci vor beneficia și de norma 6, norma 1, norma 12b, da? Da, norma 12b este pentru faptul că avem tot pe ordinea de zi. Proiectul de aprobare a planului unic de ordine și siguranță publică, vă uitați. Deci, da, cele trei norme, care vor suma aproximativ 15 lei. Da, nu mi-e de pe lună, nu vine așa? Nu. Este 5 lei pe zi. Toate la un loc, mă refer. Toate la un loc, 1.000 de lei și în funcție de montaj în norma 12B, 5.000. Da, zile, undeva, da, cam așa, da, am înțeles. Nu știam dacă e o singură normă, toate normele astea se aplică. Mulțumesc. Da. Prezent am două. Are nevoie de 9.000 de calorii. Așa scrie, aveți o normă pentru 6 calorii. Așa este standard. E un standard care îi impute. Așa scrie, domnul. Dacă 6.000 de calorii, și-a dat însă 4.000 de calorii. Dacă le cumulați, iese că nu are nevoie de 10.000 de calorii. Dar nu se face. Dar nu se cumulează. Dar nu se cumulează. Dar nu se cumulează. Dar nu se cumulează. Dar nu se cumulează.
Vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local nr. 4 pe 2017 în forma prezentată. Acordul de specialitate la proiectul de hotărâre a fost prezentat. Avizul comisiilor. Comisia 1 a zis favorabil. Comisia 2? Favorabil. Comisia 4? A zis favorabil. Mulțumim, discuții pe marginea proiectului. Nu avem. Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumim. Proiectul 22, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Onești numărul 133 din 2012 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărie a municipiului Onești cu modificările și completările ulterioare. Domnul secretar? Având în vedere necesitatea actualizării reglementărilor privind staționarea sau parcarea zonei publice pe baza autorității scopului de condiționare de date cu ieșelerite evoluării, vă spunem că aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 133 pe 2012 pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea de bună gospodărie a municipiului și completarea ulterioare în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiilor, comisia 1 a zis favorabil. Numărul 2? Favorabil. Cum seamnă numărul 4? Favorabil. Discuții? Am o întrebare. Mă rog, am ce spui și aici, la articolul 7, punctul 22, la contravenții, staționarea sau parcarea în parcările publice sau de reședință a mașinilor și utilajelor agricole, vehiculelor industriale, camioanelor. Și mai urmează minute. Când zicem camioanele, ne referim la tirurile de marfă care tranzitează Oneștiul sau la camioanele care au lucrări în interiorul Oneștiului? Adică la vascule, la... E vorba de parcările de reședință din parcările publice, să nu... Autoturism, vehiculele mai mari de 5 metri, în general, obstrucționează parcările. Deci, cu capul lui simplu. Mai avem alte observații, discuții? Adică intervin, am avut situații în care pasa autobuzul în mijlocul orașului, zicea că eu n-am să parcheze autobuzul, făcea curse între localități sau o cursă de Acum avem discuții. Am propus aceste modificări datorită faptului că noi am făcut o inventariere a tuturor locurilor de parcare rezidențială și care preocupă. Și am constatat că pe locurile rezidențiale apar parcate remorci, apar parcate rulote, în parcările publice la fel avem parcate rulote și am vrut să delimităm ca acele remorci sau acele rulote sau acele mișoace auto care depășesc 5 metri, automat încurca circulația și dacă era parcarea sa rezidențială și mai ales la nivelul microbuzelor, cele cu 19 locuri. Înțeles, e un regulament de modificare. Și am zis că mai este orașul. Cei mai mari de 5 metri. Exact. Recunoaștem că ne-am niște dat. Da, e normal. Trecem la vot. Cine este pentru? Proiectul 24. Da, corect, 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Onești în anul 2022. Domnul secretar?
În conformitate cu prevederile legale și planurile, în privința organizării și funcționării poliției locale, autoritatea reglementativă a administrației publice locale acordă la propunerea poliției locale planul de ordine și siguranță publică al interesei administrative de administrație, de cele prezentate în acțiune, la funcție și la evaluare, prevenții de facturi, aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului și pe planul 2022, planul a prezentat. Am rog, punctul de specialitate a fost prezentat Din municipiul Onești, am înțeles că a fost aprobare. În acest sens, Comisia Socială de Analiză a Comisia de Prioritate 2-3 pe anul 2022 pentru persoana respectivă care definește condițiile în vederea aprobării de repartizare și aprobirea activierii în Ministerul Partidului Domnului ANL, Stratunarea Viitorului. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizul comisiilor, vă rog, Comisia numărul 4. Aviz favorat. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Onești și numărul 61 din 28 februarie 2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19 prin lucrări specifice la instalațiile de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal pentru Mirastru Căbuca Onești. Având în vedere că s-a notificat valoarea verificului generată de formarea de energetică de instalație, detecție, fum și concentrație oxigen, se impune reaprobarea documentației de avizare a lucrărilor de instalație și a noi de lucrători publică economici și produsul nou de risc general. Hotărâm că venim în sprijinul cetățenilor orașului și nu numai prin asigurarea unor condiții obligatorii de medicamente și de siguranță, lucrarea instalației ospitalului, pentru că s-a analizat și aprobat proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dacă o singură precizare, această documentație a fost transmisă înainte de ședință, dar pentru că nu aveți rămuriți sau ăsta, care este aici și puteți să spun eu, pe corț. A fost spus de doamna director. Avizul comisiilor. Comisia 1, favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu avem să punem acord proiectul de hotărâre, cine este pentru? Proiectul numărul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea, privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 91 din 24 martie 2022, privind aprobarea acordului de parteneriat între municipiul Onești și Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești, aprobarea proiectului și a bugetului proiectului, îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID-19, prin lucrări specifice la instalațiile de pâine medicale și electrice, în cadrul Spitalului Municipal, Sfântul Ierarh, Dr. Luca Onești. Având în vedere faptul că nota de ședință 5.2022 a primit solicitarea de clarificare în urmă din partea autorității de primești de program operațional de asistere amabil, în care se strește atrealizarea unor aspecte civilizare cele de finanțare propuse în datul proiectului 2022 de mâine adică în modernizare instalații și de medicale și instalații de medicii individuale, este necesară realizarea modificărilor solicitate de către de adaptări astfel. Aprobarea acordului de parteneriat 5.2022 când activitățile proiectului se vor realiza de pe municipiul Onești conform instituțiilor de cercare de finanțare. Modificarea bugetului proiectului și a resurselor de finanțare. Clarificarea diferenței dintre denumirea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și cea cele de finanțare. Adună în vedere cele menționate, propunem aprobarea proiectului în forma prezentă. Raportul de specialitate a fost prezentat. Raportul de comisiilor.
Comisia nu a zis favorabil. Comisia 2. Favorabil. 3. Favorabil. 4. Favorabil. Mulțumim, discuții. În momentul de la cine este pentru. Mulțumim, luăm ordinea 19 cu probleme de interes local. Cine are verificat probleme? Sau dacă sunt verificat probleme? Mă rog, domnul Vizor. Cort pentru a nu fi complicat să le plătesc colegilor din Mărba de Hrană sau ceva de genul ăsta. Dar la mine fac tot timpul pachete după aceea. Ce rugăminte aș avea? Parcarea asta al primăriei, știu că s-a mai fost scoții, nu s-ar putea achiziționa un aparat de taxare. Vine contribuabilul și de 30 de minute nu plătește, dar ceilalți parchează de la bancă, parchează de la mor, parchează de pe aleia parcului, iar în jurăturile le ia primarul, probabil, care vin cei care se parcheri să plătească dările la primărie. Nu cred că, eu știu, aparatul administrativ al primăriei parchează aici. Sunt sigur că nu, dar ceilalți da. Nu trebuie cu bariere, dar cel puțin un aparat de la cei peste 30 de minute, aici, 2-3, cum este la Bacău, la parcarea și David Luceafăru, mă duc, îmi plătesc și acum s-ar descongestiona de cei care parchează orele, de dimineață de la 9 când începe programul la mall sau la bancă până la 7-6 după amiază. Poate găsim o soluție. Mai lăsați și primarul. Mulțumesc, aștept. Rezolvat. Nu știu dacă am o problemă, vreau să vă anunț referitor la depunerea declarațiilor de avere și de interese. Terminul limite este 15 iunie. Începând de anul acesta există acea modalitate de depunere online pe acea platformă. Rugămintea noastră este pentru că nu putem să vă mai ajutăm din acest moment aceste depunerea acestor declarații sunt gestionate de către oameni. Avem doar posibilitatea să vizualizăm prin reprezentantul de Senatul și Sfârșia Primară, așa cum spune legea. Se fac anumite erori și noi am deschis o bază de date în care am introdus datele dumneavoastră pe care am trimis-o pe ani. În baza acesteia au deschis cont pentru fiecare dintre dumneavoastră. Se poate vedea că acolo dumneavoastră sau unul dintre dumneavoastră ați depus declarațiile de avere cu titulatura director școală, așa. Deci declarația dumneavoastră de avere trebuie să apară consilier local, pentru că astfel nu se va considera că v-ați depus declarația de consilier local. Dacă țineți și altă funcție publică din care trebuie depusă declarație de avere, gen director școală, consiliu de administrație, spital și așa mai departe, luați legătura cu persoana desemnată din acea unitate, pentru că și acolo va trebui să vi se dea un ID, o parolă și vă depuneți acolo declarația de avere. Pentru că o să se ajungă, într-adevăr, e puțină rugăială acum, în mod normal aș trebui să aveți un singur cont, mai multe declarații de avere sau o singură declarație de avere, așa că asta aveți, nu e. Dar și în păcate așa este programul, nu putem noi să gestionăm. Consiliul local, deci nu am venit la altul. Consiliul l-am găsit, dar trebuie să-l scriu. Nu mă apare, nu am. Mergem mai greu, mă spuneți. Știu de la colegii mei că apare, dar bun, poate vedem, discutăm și noi și vedem. Bună dumneavoastră, dacă îmi permiteți, aș vrea să anunț câteva evenimente, atât pentru dumneavoastră, deși dumneavoastră sunt sigur că le știți, dar îți vor desfășura anumește în perioada imediat următoare, cât și pentru niște mii care nu urmăresc. Duminică va fi în cadrul recitalul verii, un spectacol, proiectul recitalul verii, un spectacol în parcul municipal, trupa fără zahăr. Miercuri, marșul absolvenților, invitat Mario Fresh, tine eu știu și abia l-așteaptă. Pe data de 30, Corala Armoniei în parcul municipal va avea un spectacol. Pe 1 iunie se va organiza ziua copilului activități între ora 10 și ora 15 în parcul municipal. 2 iunie, ziua eroilor,
ca de obicei în fiecare an în fața primăriei, iar evenimentele vor continua. Se pare că pe data de 4 iunie vom avea un alt spectacol cu baloane de săpune în parcul municipal, nu că suntem în discuții cu cei care realizează acest spectacol, dacă pot să-l realizeze în aer liber. Și activitățile vor continua. Cel puțin în parcul municipal de Lumești, ne propunem ca aproape în fiecare weekend să avem un spectacol în aer liber. Așa cum am spus-o încă de anul trecut, anul ăsta nu se va mai realiza festivalul Gerii, dar ne vom concentra să avem pe cât posibil săptămână de săptămână diferite spectacole în parc. Mulțumesc frumos!